Next fight. Super fight, weight 66 kilos. Blue corner, fighter from Hungary, Phineas Zsolt. Reprezentantul Ungariei, Zsolt Phineas, intră în ring la categoria 66 de kilograme. El dă piept în acest meci cu Daniel Filipski. Avem un meci din nou la minus 66 de kilograme, o categorie la care tot vorbeam noi de-a lungul timpului, cel mai bun, cel mai tare, cel mai frumos, Conor McGregor. Da. Conor McGregor, luptător care, printre altele, unul din membrii staff-ului său tehnic, adică antrenorul care îi pune la punct lupta, este din Republica Moldova. Da. Avem și acolo, avem amprenta noastră și acolo. Da, și tot vorbim de Conor McGregor, se vorbește despre un meci al secolelor, al lumilor, al universurilor și nu știu cum să-l mai numim, cu Mayweather. Ar fi interesant să vedem o astfel de luptă. Ar fi interesant cumva, bine, să începem, ori prima repriză să fie pe reguli de MMA, apoi toate cele să fie pe reguli de box. Da, păi nu știu, dacă e prima pe MMA, s-ar putea să nu mai vedem păi cealaltă repriză. Eu bănuiesc că asta o să fie cheia succesului pentru McGregor. Da, are acolo. Luptătorul de Ungaria, Phineas Zsolt, 28 de ani, 1,70 m înălțimea, 66 de kilograme, are doar două victorii în palmaresul său, dar este foarte important de menționat că una din aceste victorii le-a dispus-o în fața luptătorului din România, Ionuța Todiresi. Da, Ionuța Todiresi e un sportiv care... Bine, nu e... Care vine din kickbox, din K-1, a făcut tranziția la MMA-ul profesionist și se antrenează în același club cu Michael Brightmon, cel pe care îl vom vedea ceva mai târziu în această seară. Fighter from Moldova, Daniel Filipski! Daniel Filipski este un luptător de 23 de ani, cântărește 62 de kilograme, este un luptător care se antrenează sub conducerea lui Vlad Belinski. Este foarte interesant pentru spectatori să privească această luptă din considerente că când a avut loc gala, cântarul oficial a acestei gale, acești doi luptători s-au încins o scânteie între ei. A fost o sfadă, o altercație așa. Adică, acum o să fie posibil să vedem cine și pe cine. Acum nu mai desparte... Da, nu mai sare nimeni. Da, nu mai sare staful. Nu mai sare staful. Acum sunt doar ei doi în 8 colțuri și vedem Daniel cum o să rezolve acea cum e la moment de criză între ei. Întotdeauna unde avem parte de sporturi de ring, de testosteron la maxim, de se pot întâmpla lucruri de genul ăsta. Știi, aruncă kilograme, sunt înrăiți, n-au mâncat, n-au băut. Nu mai au răbdare până la meci și tot așa. Fighter from red corner, height 167, weight 66, from Moldova, Daniel Filipski! La prezentație cei doi luptători, Phineas Zsolt din Ungaria și Daniel Filipski din Republica Moldova. Să vedem care va fi abordarea celor doi luptători. Filipski este sportivul cu short alb și negru, adversarul său, ungurul cu short portocaliu și negru. Și tatuat. Și tatuat, într-adevăr. Încrezuți, ambii sportivi, începe cu un jab, cu o dublare de lovituri de braț stâng, foarte bună din partea ungurului, dar Filipski ripostează pe măsură. Văd că se apără și bine Filipski, trimite un low kick acum, după ce mai devreme am văzut și o lovitură mediană de picior din partea sa, din nou acum o încercare de high kick pentru Filipski, vine aproape, două lovituri de braț ratate din păcat. Schimb de lovituri foarte bun. L-a dus la sol, Filipski extraordinar, un plus de forță pentru Daniel Filipski. Este un sportiv care recent a disputat o luptă în Ucraina și a învins-o în fața unui sportiv foarte valoros.
Foarte bine bagă antebraț acolo Filipski adversarului său în gât. Nu lasă pe acesta să încerce să obțină o poziție mai bună. L-a controlat excelent până acum la Sol Filipski pe sportivul din Ungaria. Bine, l-a împins acolo din nou cu toată puterea corpului Filipski pe adversarul său. L-a lepit până aceste momente cu șira spinării de podea pe ungur. Se apără destul de bine ungurul până când nu i-a aplicat ceva lovituri. Doar îl controlează pe deplin Filipski, două lovituri foarte puternice, dar bine, ambele nu au fost chiar Filipski așa. Filipski tot încearcă să scoată piciorul ăla din demigarda adversarului și reușește până la urmă. Acum s-ar putea să ducă după o strangulare, să vedem dacă va reuși să... Nu încearcă să ia spatele, dar se apără foarte bine ungurul, știe intențiile sportivului din Republica Moldova și uite s-a ridicat, dar necătând la aceasta de al controlează, pune brațul acolo. A trebuit să-l bage și pe celălalt ca să avem parte de o ghilotină, se apără excelent control, sportivul din Ungaria. Da. Filipski, iarăși lovitură repetată cu brațul, foarte bine atacă, control. Da, atenție la sportivul din Ungaria, excelent se apără de pe spate. Până acest moment nu prea a fost pus în dificultate, chiar dacă e dominat de adversarul său, îl vedem, se apără excelent de pe spate. Stă în gard acum Jolt Fenies. Casează două, trei lovituri, dar din nou ține brațele la cap sportivul din Ungaria. E greu din această poziție pentru el să facă mare lucru, având în vedere că încasează lovitură după lovitură. Acum s-a dezlănțuit Filipski. Și aruncă ciocanile, ceea sunt foarte... Este foarte atent arbitru, deoarece, da, a urmat 4 sau 5 lovituri fără gardă și în acest caz putea să oprească arbitru această luptă, deoarece, într-adevăr, era net superior Filipski, dar necredind la aceasta a fost foarte atent și a observat că nu și-a pierdut controlul, adică până la urmă se apăra. Și e rezistent ungurul, cel puțin asta am văzut după ce a încasat acele lovituri, pare fresh. Adică și-a revenit. Încă o dată se dezlănțuie Filipski, lovituri către figura adversarului. Are un control ungur cu picioarele, dacă ai observat că în momentul loviturilor îl împingea și rupea distanță. Da, adică mărea distanță și din cauza aceasta loviturile nu erau atât de puternice și nu putea să-i țintească normal. Da, e excelentă defensiva ungurului în mare. Din nou închide foarte bine garda. Nu l-a lăsat deloc pe Filipski să-i depășească garda sportivul din Ungaria. Au fost câteva încercări de depășire a gardei pentru Filipski, dar n-a avut nicio șansă. Adversarul său s-a apărat bine. Da, mai este un minut în această luptă. Necătând la aceasta, Filipski își caută șansa. Uite, acum a încercat să blocheze acel braț cu genunchiul. Da, din nou acum câteva lovituri bune în partea lui Filipski cu brațele. Să vedem dacă va mai rezista ungurul. Acum foarte bine l-a împins cu brațele pe ungur și a încercat să ducă în control lateral, dar din nou a revenit excelent Jolt. Ultimele 30 momente, secunde, da, au fost din 5 minute... O mare parte a fost control total al lui Filipski. Da, prima repriză care se duce clar în favoarea sa. Vedem din nou de dezlănție Filipski, trivite câteva lovituri puternice spre figura adversarului. Da, a lovit cu capul, ceea ce nu este permis. Am văzut clar, a fost o lovitură intenționată în partea lui Filipski, lovitură de cap în pieptul adversarului, dar nu, nu are voie să facă acest lucru. Da, din nou avertizat acum Filipski de arbitrul de centru, i-a zis să nu-și mai folosească capul. S-a terminat această luptă în atacul lui Daniel Filipski. A fost o repriză în care am urmărit atacurile lui Daniel Filipski și la fel am urmărit apărarea destul de reușită al ungurului. A încercat Filipski să-l ducă în dificultate, dar nu i-a prea reușit. Bine, oricum, această repriză este pe deplin în palmaresul lui Daniel. Da, este totuși un sport în care se poate întâmpla absolut orice.
Vedem momentele importante din prima repriză. Aici au fost cele mai bune momente ale lui Filipski, când a reușit să, nu știu, să dea drumul la mitraliere, ca să-i spunem așa. A dat drumul la brațe. A dat drumul la brațe, s-a dezlănțuit. A avut gloanțe, a împușcat bine, a avut câteva lovituri excelente. Dar a avut o vestă antiglonț ungur în acest caz și n-a fost fatale, n-au fost fatale cele lovituri. Poate cedează în ultima repriză vesta aia. Cedează oricum cândva. Mărește calibru și... A doua repriză, lovituri de picior al lui Filipski. Eu bănuiesc că o să încerce iarăși Daniel să ducă lupta la sol. A văzut că i-a mers tactica, această tactică foarte bine. Se ridică ungurul foarte repede și am văzut, s-a năpustit peste adversarul său. Este momentul ca sportivul din Ungaria să fie peste Filipski. Să vedem ce face în această poziție. De apărat s-a apărat bine cât a stat cu spatele la podea. Vedem dacă cum atacă din această poziție. Da, doar că Filipski a făcut o greșeală mică, da, și dă spatele adversarului. Spatele, ce nu e prea bine ce a făcut, a încercat să... Nu s-a acum din nou se duce după strangulare ungurul, să vedem dacă Filipski va scăpa, încearcă acolo să strângă sportivul din Ungaria. Cred că a trebuit și el să bage, da, asta face, bagă picioarele mai adânc ungurul și cred că va încerca să-l întindă pe adversarul său pentru a reuși acea strangulare. Aceasta este tactica. Acum trebuie să brage brațele sub braț, să-l întinde și exact, după aia... A reușit să-l întinde, să vedem dacă va reuși să-l stranguleze. Nu, se apără excelent și Filipski, dar totuși ungurul rămâne deasupra. Și are un control deasupra sportivul din Ungaria, să vedem dacă va începe... să trimită și el lovituri de braț sau eu știu ce continuare va avea. Acum, din nou, cât pe ce să-i ofere din nou spatele și asta se întâmplă. Oferă spatele Filipski adversarului. Norocul său este că a căzut cum trebuie. A căzut cum trebuie. Că... Și a căzut peste adversarul său. A fost într-o poziție, într-o situație foarte și foarte dificilă, dar uite, a ieșit cu brio din această situație. Bravo, Daniel! La deliciul spectatorilor a fost o răsturnare de situație foarte interesantă. A fost într-un moment de practic când putea să piardă această luptă pentru strangularea, dar da, este mult mai puternic Daniel. Acum să vedem cum își va încerca el. Dar pare o poziție bună și pentru el, dar nu reușește asta. Încearcă și el să bage picioarele pe sub adversar, să-l întindă un pic, dar câteva lovituri în cap, ceea ce nu, la ceafă, ceea ce nu este permis. De-aia a și intervenit arbitru și a băgat mâna între cei doi. Acum lovituri puternice trimise de Filipski. Se pare că ungurul nu are răspuns, nu încearcă să se miște deloc, doar ține mâna acolo și mai atenuează din forța loviturilor trimise de moldovean. Iată din nou, acum încearcă puțin ungurul să, când s-a oprit Filipski, a încercat și el să se miște. Îl întinde acolo foarte bine Filipski, cred că ar trebui să se ducă după gâtul adversarului. Da, din nou s-a înghemuit acolo, s-a strâns ca o minge ungurul, iar se întinde. Dar Daniel face foarte bine, își face lucrul, ce greșeală care a făcut-o ungurul până acum, n-a administrat aceste lovituri. Iată, acum s-a dus un braț al lui Filipski, dar din păcate pentru el n-a prins direct gâtul adversarului. Ar putea încearcă să-i protejeze ceafa, deoarece ungurul, întorcând capul, își pune singur ceafa la bătaie, ca la să spunem bătaie, așa, da. Și iată, îl întoarce acum ungurul pe adversarul său. Din nou, cu puțin noroc pentru el. A întors situația ungurul. Să vedem cum va lucra el din această poziție. Totuși o gardă bine închisă a lui Filipski în aceste momente. Să nu uite că ceva mai devreme ungurul a reușit să-i depășească această gardă lui Filipski. Să vedem dacă va încerca. Cred că e prea epuizat acum. Mură, da, pentru Daniel Filipski. E un procedeu care l-a făcut vestit pe Sakuraba în acea luptă cu Gracie, care da. O luptă istorică, da, foarte interesantă. Dar... nu i s-a primit, n-a reușit, încearcă acum să-i blocheze brațele și să-l întoarcă pe sportivul din Ungaria. Da, și a tăiat spatele și din nou ușor ungurul.
Vedem dacă va reuși aici strangularea. A băgat brațul drept pe sub gâtul adversarului. Strânge acolo Gunguru, dar cred că nu l-a întins cum trebuie pe Filipski. Asta e problema Ungurului. N-a reușit să bage picioarele adânc ca să-l întindă acolo pe adversarul său. Scapă din nou Filipski. Senzațional acest meci. Senzațional lupta dintre cei doi. O luptă foarte și foarte interesantă. Avem întoarcere de situație. Avem o luptă care putea să fie cu orice gală. O luptă foarte și foarte disputată. Bună aceste lovituri trimise de Filipski spre figura adversarului. L-a punctat acolo pe adversarul său cu acele lovituri, s-a dus în figură. Încearcă din nou Filipski, ultimele 10 secunde. Nu renunță niciunul dintre cei doi sportivi. Lovește și ungurul de pe spate cu picioarele. Filipski, câteva șuturi acolo, câteva low kick-uri și se termină acest meci. Și un moment de fair play, meci. Un moment care înfrumusețează aceste gale de arte marțiale mixte, negătând la faptul că sunt foarte și foarte dure. Uite că sportivii găsesc cât de montați, cât de rei erau în momentul cântarului și acum, după ce și-au administrat timp de 10 minute lovituri, după ce au fost în situație de a pierde această luptă, uite că s-au îmbrățișat și s-au mulțumit pentru lucru care l-au făcut, care l-au efectuat. Oricum sunt profesioniști, sunt luptători foarte și foarte buni, îi felicităm pentru această luptă. Acum urmează să vedem cum o să puncteze aceste două reprize arbitri și jucători din această seară și cui ei vor acorda victoria în această seară. Cred că are un plus Filipski după acest meci. Totuși a avut, cred că dacă stăm așa să, cu un cronometru și cronometrăm momentele bune, au fost mai multe pentru el de-a lungul celor două reprize, de-a lungul celor 10 minute. Cu toate că ungurul n-a renunțat niciun moment la luptă, l-am văzut, a avut întotdeauna răspuns și a și reușit de multe ori să fie foarte, foarte periculos. Da, victorie pentru Daniel Filipski. O victorie obținută la puncte destul de greu împotriva lui Fenes Jolt după un meci senzațional.